Comuna Păuca se află într-o zonă pitorească la 50 de kilometri de Sibiu. Localitatea nu se regăsește pe nicio hartă turistică, însă a devenit un popas pentru proprietarii de mașini electrice care călătoresc prin țară datorită stației de încărcare cu panouri solare, mai ales că este gratuit. E important pentru tranzit. Foarte important să ai cum să pleci la drum cu mașina electrică, pentru că în oraș, în momentul ăsta, n-ai nicio problemă să încarci. În oraș e plin de stații, e plin de locuri de încărcare și acasă, clar, cine are de încărcare acasă, încarcă acasă la el, la el în oraș sau la el în sat unde stă. În tranzit e foarte important. Zeci de pasionați de mașini electrice au vizitat comuna în cadrul unui eveniment național de promovare a transportului ecologic. Așa au aflat că stația de încărcare din curtea primăriei le stă la dispoziție 24 de ore din 24. Cu inițiative de acest gen, care sunt un exemplu și pentru alte localități și primării, că se poate, ajută la dezvoltarea infrastructurii de încărcare și la adopția mai rapidă a mașinilor electrice. Stația de încărcare cu panouri solare alimentează și primăria, ceea ce înseamnă că sunt reduse cheltuielile instituției. Investiția a costat 47.000 de euro, dintre care 28.000 de euro au provenit din fonduri nerambursabile. Anul trecut în comună a fost inaugurată și o școală modernă, plină de tehnologie și gadgeturi care nu se regăsesc nici în marile școli din oraș. Intrăm în sala de curs, lumina deja se aprinde, e lumina mai intensă. Băncuțele sunt ajustabile pentru fiecare elev. Aceasta este tabla smart. Intrăm și pe manuale, găsim manual digital, putem scrie pe un manual digital. Și au aici toate manualele în format PDF. Datorită tehnologiei, școala a devenit un loc mult mai atractiv pentru elevii de gimnaziu. Elevii sunt foarte încântați. În primul rând, când au venit, a fost primul an pentru ei cu tablele acestea digitale, au venit și erau foarte încântați de modul cum o să lucreze, cum vor fi orele. Așteptăm să fie cât mai interactive, ne-am plictisit de scrisul cu tablă, iar să udăm bureții. Primul an când studiam aici, copiii au fost foarte entuziasmați și noi cadrele didactice, cu toate că n-am făcut cursuri de formare, dar din mers majoritatea profesorilor au învățat folosind tutoriale de la unii, de la alții și ne-am obișnuit. Primăria a reușit să realizeze toate aceste investiții cu finanțări nerambursabile, iar acum autoritățile locale se pregătesc să obțină și alte fonduri pentru proiecte inteligente. Primul pe listă este un sistem integrat de supraveghere video în comuna Păuca și în cele trei sate aparținătoare, dar și montarea unor bănci smart cu încărcare solară. Și vorbim despre aceste investiții smart cu primarul localității Păuca, Nicolae Dancu, în legătură directă cu noi, mulțumindu-le, primar, pentru intervenție. Și felicitări pentru reușitele de până acum, succes în proiectele de mai departe. Dați-ne un răspuns la o întrebare gen bârfă a noastră în timp ce urmăream materialul împreună cu Cătălina. Ne întrebam în cât timp ați reușit să întocmiți documentația, să depuneți dosarele, să vi se aprobe și să vi se și întoarcă banii pentru aceste proiecte. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră, în primul rând. Vă ascultăm. Vă auzeam destul de slab, cred că acum se aude mult mai bine. A fost o muncă de mai mulți ani, am gândit aceste proiecte în urmă cu 2-3 ani, chiar unele de 4 ani. Au constituit o strategie de dezvoltare sau le-am inclus în strategia de dezvoltare a comunei și a județului Sibiu. Deci nu vorbim despre ani, domnule primar, pentru că atunci când te gândești că trebuie să accesezi fonduri europene, să depui documentația, să faci studiile, lumea se gândește în general la o perioadă de 10 ani. Sau cam așa am văzut noi proiecte făcute prin țară. Nu, nici vorbă. De exemplu, proiectul pentru panouri fotovoltaice din curtea primăriei s-a derulat într-un timp relativ scurt, de nici 12 luni. Și digitalizarea școlii cât v-a luat? Digitalizarea școlii a fost o construcție nouă, care a început în toamna lui 2019, s-a finalizat în primăvara anului 2019 și s-a finalizat în vara anului 2020. Deci un an și câteva luni. E chiar extraordinară performanța. Pentru România. E absolut spectaculos. Înțeleg că următorul proiect pe care îl aveți în lucru este cel de instalarea acestor sisteme de supraveghere video în localitate?
Da, așa este. În localitatea reședință de comună, localitatea Păuca, avem deja aproximativ 20 de camere de supraveghere, dar dorim să extindem acest sistem de supraveghere și în celelalte trei localități ale comunei Păuca, respectiv în localitățile Broșteni, Bogatul Român și Presaca. Românul e bogat la dumneavoastră în sat, asta e clar. Veniți pentru că are, exact, are de ce să beneficieze. Felicitări încă o dată, succes mai departe. Păuca din județul Sibiu e de